După primele emoții de la întâlnirea cu marea pe anul acesta, turiștii au trecut la calcule și se pare că rezultatul nu este unul favorabil. În contextul actual, am putea crede că operatorii și-au menținut prețurile de anul trecut tocmai pentru a veni în sprijinul turiștilor, însă realitatea este alta. Luna iulie vine cu scumpiri în ceea ce privește prețurile de cazare pe litoralul românesc în funcție de tipul de hotel ales și pachetul dorit. Ministrul Economiei Virgil Popescu a afirmat că pe litoralul românesc sunt prețuri pentru toate buzunarele, dar și că proprietarii de aici vor să câștige bani mulți într-o perioadă mai scurtă de timp. Popescu a spus că litoralul românesc nu este unul ieftin, dar că prețurile nu sunt o barieră pentru românii care vor să-și petreacă concediile la Marea Neagră. Momentan nu am reușit să ajungem. Sperăm să ajungem anul ăsta, dar nu știu ce prețuri. Știu că în anii trecuți au fost prețuri mai ridicate decât ar fi normal, având în vedere nivelul salarial din România, dar anul ăsta chiar nu știu. Eu am preferat să plec din țară. În concedii. În România am câțiva ani în care nu am preferat să merg. Credeți că în contextul pandemiei comercianții vor scădea prețurile anul acesta? Nu cred. Datorită situației care a fost, eu cred că vor încerca să mărească cumva prețurile ca să poată să scoată și pierderile care le-au avut în perioada pandemiei. Dacă ăștia nu ia bani acum, când să ia iarna, pe care îl prinde la prăjit? Are lumea bani și comercianții sunt flămânși acum. Să pregătesc cu mâncăruri alese, deși le țin la congelator. Ce vrei? Ciorbă de burtă? Ciorbă de pește? Da, imediat. În 10 minute sau nu. Scoate de acolo, încălzește și le dă. Da. Nu știu, la banii noștri care îi avem pensia mică, nu ne care își permit să duc. Noi stăm acasă, ce să facem? La tinereță n-am putut să ne ducem, acum la bătrâneță nu avem bani. Dacă vorbim ca destinație turistică, Mamaia este pe loc de cinstă, după care vin celelalte stațiuni, Eforie Nord, Eforie Sud, Mamaia Nord, care este încă o destinație nouă cu noile unități de cazare sau apartamente care s-au construit în ultima perioadă. Dacă vorbim de prețuri, plecăm undeva de la 2000 de lei, dacă vrem o familie cu un copil. Vorbim de la 500 de lei pe zi de cazare, iarăși un hotel de 3 stele foarte bun, vorbim de Mamaia. Iar dacă vrem puțin o vacanță de distracție, Costinești sau alte destinații, poate să plece de la 100 de lei pe zi, 150 de lei, vorbesc cazare undeva cu un mic dejun. Unde am spus de 500 de lei este cazare cu pensiune completă sau all inclusiv. Este litoralul românesc mai căutat? Litoralul românesc este o destinație mai căutată anul acesta. A fost o destinație căutată tot timpul, dar cu precădere anul acesta, pentru că au mai fost și mai sunt încă tichetele de vacanță. Este o destinație, este o perioadă unde toți turiștii au așa încă rețineri de a călători în străinătate, raportându-ne la toate stările de alertă, toate țările care au diferite grade de culori, vorbind de COVID, galben, verde sau roșu, atunci românul alege și anul acesta destinația noastră, destinația litoralului românesc sau destinații interne, unde sunt, zic ei, puțin mai în siguranță și cred că așa și este. Ministrul Economiei a adăugat că își dorește cât mai mulți turiști români și străini în România, dar că mai este de lucru la prețuri și calitatea serviciilor. Deoarece Grecia, Bulgaria nu mai sunt așa deschise către cetățenii altor state, impun anumite restricții, teste, cozi în vamă, românii preferă să aleagă litoralul românesc. Astfel, pe litoralul românesc, fiind și o perioadă mai scurtă, evident că proprietarii turismului vor să câștige aceiași bani într-o perioadă mai scurtă și atunci prețul e mai scump.